Bună seara, bine v-am găsit la Făcut Sport! În ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la cea mai mare performanță a fotbalului românesc, sportivii de la Steaua și-au făcut timp pentru o cauză nobilă. Au donat sânge și au depănat amintiri de la finala din 1986, care a adus echipei Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, jucătorii Stelei ridicau deasupra capului Cupa Campionilor Europeni după o finală memorabilă cu Barcelona, o a marilor cluburi ale Europei. Suspendat pentru finală, capitanul Tudorel Stoica i-a pasat atribuțiile lui Ștefan Iovan. După el urmam eu, pentru că se lua în funcție de vechime și să ai un randament constant și să fii titular, că nu poți să fii capitan în echipă prin rezervă. Am fost capitan și o mare onoare să fiu capitanul echipei. Dacă vezi imaginile și tinerețea de atunci, așa cu greu îți imaginezi că cum ai fost înainte. Parcă de multe ori mă și visez că mai joc. Nu, te mai dau un pișor în pat, mai mă trezesc cu o contuzie. Când vroiam și eram într-o formă bună, nu putea să ne bată nimeni pentru nimic. Și îmi spun că nu-și dau seama cum am realizat noi această performanță, o echipă dintr-o țară comunistă, fără un dolar în cont. În ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la acea performanță, unii dintre eroii Stelei au fost prezenți la o campanie de donare de sânge. I-au lăsat însă pe cei mai tineri să facă acest gest. În ziua aceasta de 7 mai a dat ocazia oamenilor să doneze sânge roșu și albastru. Copiii eroilor de la Sevilla încă nu erau născuți sau erau foarte mici în 1986 și au văzut performanța Stelei abia peste ani la televizor. Chiar și așa, emoțiile nu au lipsit, iar bucuria a fost imensă. Ficele lui Lăcătuș, Bumbescu și Iordănescu au rememorat cum au petrecut finala de la Sevilla în momentul în care au înțeles importanța ei pentru fotbalul românesc. Lăcătuș trebuie să înscrie! Lăcătuș va înscrie! Șut și gol! Poate când realizezi e când mai vorbesc colegii, părinții colegilor, vezi la televizor ce să spune și atunci realizezi ce important e, dar de-a lungul timpului, nu? Că nu mai reuși nicio echipă din țară să aibă această performanță. Eu am spus că tatăl meu este eroul meu, dar să nu uităm pe mama, pentru că nu este ușor să treci printr-o viață în care să stai mereu la fiecare meci cu sufletul la gură. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Așa au scris steliștii istoria fotbalului românesc, o performanță la care nu s-ar fi gândit nici măcar Durul Bumbescu. A ridicat trofeul deasupra capului, da, a fost... Mă dai seama, eu conștientizez și vă spun părerea mea prin ochii lui. Eu nu am cum să mă ridic la sentimentul pe care l-a avut trăindu-l atunci pe teren. Dar presupun că a fost colosal. Fanii se vor putea întoarce pe stadion mai repede decât se preconiza. Guvernul a sugerat ca finala Cupei României de pe 22 mai să fie primul meci la care suporterii vor avea din nou acces în tribune. Propunerea a venit pentru a testa capacitatea autorităților de a organiza meciuri cu spectatori în condițiile restrictive de la Euro. Pe stadionul din Ploiești vor avea acces până la 7500 de fani, adică jumătate din capacitatea arenei. Dacă experimentul are succes, la turneul final din vară ar putea fi tot jumătate din capacitate, ceea ce înseamnă 27.500 de fani. În acest moment, țara noastră s-a angajat să ocupe doar 30% din capacitatea arenei naționale. Intenționăm să redeschidem, și asta e obiectivul, să redeschidem activitățile sportive și participarea publicului la aceste evenimente sportive cu această condiție, persoane vaccinate. Cupa României, meciul care urmează să fie organizat în perioada următoare, să fie un eveniment fanion de test în care se poată participa un număr limitat de persoane pe stadion, dar tot așa doar persoane vaccinate. FCSB a obținut cu ajutorul arbitrului victoria care o menține în cursa pentru titlu. Roșialbaștrii s-au impus cu 3-1 la Botoșani într-un meci cu multe faze litigioase.
FCSB a început sub presiune meciul de la Botoșan după victoria CFR-ului. Nu s-a văzut însă. La capătul primului sfert de oră, elevii lui Petrea conduceau deja cu 2-0. Octavian Popescu a deschis scorul, iar după numai câteva minute, roșialbaștrii au primit penalti. Moruțan a semnat de la punctul cu VAR a șaptea sa reușită din acest sezon. Jocul s-a complicat neașteptat pentru roșialbaștrii de la mijlocul primei părți. Ongenda a marcat și a reaprins speranțele moldovenilor. La cabine se putea intra chiar la egalitate, dar Papa a ratat de puțin poarta. După pauză, actor principal a fost centralul Adrian Cojocaru. L-a refuzat un penalti clar ca lumina zilei moldovenilor, dar a dat unul cel puțin discutabil în celălalt careu. La prima a fost penalti clar, la doua nu știu sigur. Am simțit că mi-a dat cu genunchi, cred în genunchi, și am căzut. Moruțan și-a asumat din nou responsabilitatea și a reușit prima sa dublă din carieră. Târcoveanu putea relansa meciul în final, însă nu a putut marca din 2 metri, iar FC Botoșan FCSB s-a terminat 1-3. A fost o victorie muncită, am început bine, dar a doua repriză am lăsat-o parcă mai moale și era să o comitem. Ce să mai discutăm, dacă la mine din 2 metri a văzut simulare, dar una peste alta... Cred că au meritat victoria, trebuie să recunoaștem, au jucat ceea ce trebuia. Moldovenii au dat de pământ cu arbitrul Cojocaru la finalul meciului cu FCSB. Patronul Iftime a fost cel mai vehement. Botoșeni a pierdut din nou cu FCSB, iar eșecul alimentează și mai mult speculațiile conform cărora moldovenii nu și-ar apăra corect șansele atunci când joacă împotriva roșialbaștrilor. Valeriu Iftime a dat însă vina pe arbitru Cojocaru pentru înfrângerea de aseară. 11 metri, clar, era, se vede de la o poștă, îi dă lui Olaru o simulare. Ce să-i spun? Slabi și... alimentăm toate poveștile astea, că noi cu FCSB-ul și pur și simplu când dacă văd arbitrul ăsta, îmi vine rău. Este multă minte că un arbitru bun într-un joc de contact. Burlă toți când ne atingi, parcă îi tai cu cuțitul pe inimă. Ce să faci? Iar e slab. Credeți că ar trebui cumva să fie penalizați mai drastic arbitrii care greșesc? Eu le-aș tăia altul în deget, numai că rămâne tot niște cinci. Patronul moldovenilor nu l-a iertat nici pe fundașul Christopher Brown, care a fost integralist cu FCSB. Greu pentru ăsta Brown, care s-a trezit după ora Germaniei. A greșit de trei consecutiv. Înaintea meciului, Iftime și Mihai Stoica au discutat afaceri. I-am propus un fotbalist. La multe din transferurile FC Botoșani s-au opus. Și uite că joacă cu toți acum. A făcut mișto mai mult, adică n-am avut o discuție serioasă aplicată. A vrut să le apimere chiar dacă vor. Dacă ați crezut că nimic nu vă mai poate surprinde, vă spunem că v-ați înșelat. Imaginile zilei vin de la Clinceni, unde un fotbalist al campioanei a fost uitat la stadion. Veteranul Ovidiu Hoban a fost nevoit să alerge după autocarul echipei, care a plecat de la stadion fără el. Nimeni nu a observat absența mijlocașului, astfel că acesta a plecat în urmărirea autocarului într-o mașină a unei televiziuni. Șoc la voluntari. Înfrângerea cu FC Argeș a umplut paharul pentru ilfoveni. Bogdan Andone a fost demis cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Liviu Ciobotariu a fost adus să salveze voluntariul de la retrogradare. A semnat până la finalul sezonului cu opțiune de prelungire dacă echipa rămâne în prima ligă. Villarreal a scris istoria seară la Londra, s-a calificat pentru prima dată în istorie în finala unei competiții europene. A eliminat-o pe Arsenal și se va lupta cu Manchester United pentru trofeul Europa League. Nu vor fi 4 echipe engleze în finalele europene pentru că Villarreal a scos-o pe Arsenal și va juca pentru prima dată în istoria sa un ultima continental. După 1-2 în prima manșă, tunarii aveau nevoie de 1-0 acasă, dar nu au reușit să înscrie. Aubameyang a ratat cele mai mari șanse ale londonezilor. Gabonezul a lovit bara în fiecare repriză și cam atât. Unai Emery merge din nou într-o finală de Europa League, a 5-a pentru el, iar Villarreal, la a 5-a semifinală jucată în 17 ani, trece în sfârșit în ultimul act pe care îl va disputa cu Manchester United pe 26 mai. We are devastated, pretty disappointed, but we have to congratulate Villarreal, they are in the final. We tried everything up to the last minute.
În Villarreal a fost sărbătoarea astăzi. Performanța din Europa League le-a adus zâmbetul pe buze localnicilor, care așteaptă cu nerăbdare finala de pe 26 mai. Corespondentul Prima TV din Spania, Alin Petrică, a luat pulsul orașului. Una Emery a reușit să o califice pe Villarreal în finala Europa League. Micuțul orășel, care are puțin peste 50.000 de locuitori, a fost extrem de animat. Steagurile echipei favorite au fluturat în tot orașul, iar localnicii nu au putut să-și ascundă bucuria. Este o alegria special, nu? Special, nu, e suprema. Espero pues que ganar si se puede, si no, campeones seguro. Primera final, primer título. Aquí daremos cerveza una más una. Una pagarás, una de regalo. Tenemos ilusión de que va a ganar. Yo creo que sí. Hay equipo para ganar. Villarreal, vamos. Ah, Villarreal, aici în Villarreal este o mândrie să ai acest tag. După meciul de ieri, așteptările sunt imense pentru ziua de 26, pentru că va fi un meci spectaculos. Fanii așteaptă acum decizia autorităților în ceea ce privește relaxarea restricțiilor în oraș. Pe 9 mai se va da anunțul. În condiția în care pe 9 mai se va decide ridicarea restricțiilor, se va monta aici un panou imens, un televizor imens, unde fanii Villarreal din oraș se vor putea aduna și vor putea aclama, speră ei, victoria echipei lor favorite. La Roma s-a jucat un meci absolut nebun. Nimeni nu se mai aștepta după victoria cu 6-2 a lui Manchester United din tur. Italienii nu s-au predat însă fără luptă. Mancini și Mkhitaryan au trecut pe lângă deschiderea scorului, dar golul a venit la cealaltă poartă. Marcator a fost Cavani. Asaltul italienilor a continuat în partea a doua, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Dzeko și Cristante au marcat la distanță de 3 minute și au întors scorul în favoarea Romei. Capitolini nu au ridicat deloc piciorul de pe accelerație, iar în următoarele 2 minute au mai ratat 2 ocazii uriașe. Dzeko a fost în prim plan de fiecare dată. Din nou, ratările s-au răzbunat la poarta lui Mirante. Cavani a făcut dubla, la fel ca în turul de pe Old Trafford. Dar nici la 2-2 Roma nu a dezarmat. Mkhitaryan a dat bară, iar după câteva minute, Zalewski a marcat golul care a adus victoria de onoare a Romei cu 3-2. United a sărbătorit însă la final victoria la general cu 8-5. Today we did a great game, but of course it wasn't enough because we had this second half in Manchester. We should be happy. We are happy because we're in the final. That tomorrow morning I will be very happy. At the moment I'm just disappointed with our performance. Gafa anului în fotbal vine din Liga a doua. Portarul lui Mercuraciuc s-a făcut de râs în meciul cu Mioveni. A scăpat mingea din mână și a pus-o pe tavă adversarului, care a marcat cu călcâiul. Argeșenii nu au luat însă decât un punct și riscă să piardă definitiv contactul cu locurile de promovare directă. Un celebru fotbalist francez reușește să-și surprindă fanii cu fiecare apariție pe care o are. Spre deosebire de restul colegilor, mijlocașul lui Chelsea conduce o mașină modestă, pe care o are de 6 ani. Automobilul costă de 7 ori mai puțin decât banii pe care îi câștigă acesta într-o săptămână. N'Golo Kanté face notă discordantă în vestiarul lui Chelsea. Mijlocașul francez dă dovadă de o modestie ieșită din comun. Nu-i place să iasă deloc în evidență în afara terenului. Kanté conduce aceeași mașină de 6 ani. Și-a cumpărat-o pe vremea când evolua la Leicester. 20.000 de lire sterline a plătit Kanté pe mașina asta în condițiile în care la Chelsea francezul câștigă 135.000 de lire sterline pe săptămână, adică 540.000 pe lună, în 2 milioane de euro. Pe Stamford Bridge a câștigat aproape tot ce se putea. Titlul FA Cup și Europa League, iar acum este calificat în finala Ligii Campionilor. În 2018, Kanté a devenit și campion mondial cu naționala Franței. Simona Halep are un alt antrenor. La doar o zi după ce l-a concediat pe Artemon Apostov Efremov, sportiva noastră a reluat colaborarea cu Daniel Dobre. Acesta a fost în staful lui Halep la Wimbledon în 2019, când românca a și câștigat trofeul. Locul 3 mondial și Dobre au întrerupt colaborarea la finalul anului 2019. Acum Halep va pregăti cu el și cu Darren Cahill turneul de la Roma de săptămâna viitoare, dar și Roland Garrosul, care va începe pe 30 mai.
Atât pentru astăzi. În doar câteva momente urmează rubrica Meteo, prezentată de colega mea Georgia Ninu. Noi ne revedem și mâine de la ora 19:03 cu cele mai importante știri din sport. Vă doresc o seară minunată!